Bușești și municipiul Botoșani, conducătorii auto având vârstele de 25, respectiv 24 de ani. În ceea ce privește ordinele de protecție emise de polițiști în această perioadă, vă voi da un exemplu în care este implicat un minor. La data de 17 august, anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis un ordin de protecție provizoriu față de un bărbat de 47 de ani din municipiul Botoșani pentru faptul că a avut un comportament agresiv față de fiul său minor. Ordinul de protecție a fost emis pentru o perioadă de 5 zile, iar bărbatul a fost evacuat din locuința comună și are obligația de a păstra o distanță de 200 de metri minim față de copil și față de locul în care acesta se află. În ceea ce privește cele două rețineri care au avut loc în această perioadă, o să vă exemplific una dintre acestea. La data de 18 august, anul curent, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală numărul 4 Dorocoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele unui bărbat de 36 de ani din Italia, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetări a reieșit faptul că acesta, la data de 18 august anul curent, în jurul orei 21, în timp ce se afla împreună cu alți trei bărbați din comuna Brăiești, în curtea unei locuințe aparținând uneia dintre victime, pe fondul unui conflict spontan, iar fi lovit atât cu pumnul, cât și un obiect tăietor înțepător, provocându-le leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul de 36 de ani a urcat la volanul autoturismului personal și a părăsit locul faptei, iar în scurt timp a intrat cu vehiculul într-un cap de pod. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Mai mult decât atât, rezultatul a fost pozitiv și în cazul testării pentru depistarea prezenței în organism a substanțelor psihoactive. Acesta a fost condus ulterior la unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice. De asemenea, a fost introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani, unde se află și în acest moment, pentru 24 de ore. Mulțumesc!